Bună și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să fac un mic review pentru fondul ăsta de ten. E fondul de ten de la Dermacol, cred că l-am ținut invers. Da, deci e fondul de ten de la Dermacol, ăsta care are cea mai mare acoperire din lume. Și da, o să fac și un mic machiaj și o să vedeți mai cu tutorialul după ce vorbim puțin despre acest fond de ten. Prima chestie pe care vreau să vă spun despre acest fond de ten este că nu este un fond de ten pentru uz zilnic. El este făcut, este conceput pentru filmări, pentru poze, pentru scenă sau poate ar merge pentru niște evenimente mai speciale, dar folosit foarte, foarte rar, deoarece el are o consistență foarte groasă și o acoperire foarte mare și mai conține și ceară, ceea ce îl face să acopere foarte mult porii, iar asta duce la formarea coșurilor. El are 30 de grame și este valabil 24 de luni după deschidere. După cum vedeți, e folosit aproape un sfert din el, pentru că el l-am mai folosit până acum doar pentru poze, nu am ieșit niciodată din casă cu el. De fapt, eu de obicei nu ies cu fond de ten din casă, dar da, machiajul meu natural, gen de ieșit din casă, constă în am face sprâncenele și poate uneori mă dau cu un rimel, dar atât. Și el acoperă super mult și da, din câte știu eu, e făcut în Praga și am văzut, cred că la Ioana 114, că a făcut un video în care a mers cu cei de la Dermacol în Praga într-o mini excursie sau ceva de genul. La Ioana am văzut prima dată fondul ăsta de ten și am vrut neapărat să-l încerc, văzând că are o acoperire atât de mare și da, chiar e foarte bun, dar după cum ziceam, nu trebuie niciodată purtat zilnic. Când în consistența lui ceară, este foarte foarte luminos pe față și de asta trebuie neapărat fixat cu o pudră. Vreau să vă mai spun că este un fond de ten care se uscă foarte greu și de asta puteți să lucrați foarte mult cu el la blending sau să mai aplicați unde este nevoie. Și știu că foarte multe persoane care suferă de acne sunt tentate să-și cumpere acest fond de ten deoarece acoperă foarte bine. Dar eu aș recomanda să nu, pentru că chestia asta poate să înrăutățească acnea și să ducă la chestii mult mai grave, așa că nu recomand pentru așa ceva. Acum aș vrea să vă las cu tutorialul la care am folosit acest fond de ten de la Dermacol și da. Am uitat să menționez un videoclip, dar am zis că mai filmez acum un pic decât să scriu în descriere. Eu l-am luat din DM și am dat în jur de 40 sau 50 de lei pe el și știu că foarte multe site-uri îl vând în variantă fake, așa că aveți mare grijă de unde îl cumpărați. După cum vedeți, are o consistență mai groasă, asta ducând și la faptul că are o acoperire foarte mare. Așa că o să îl aplic pe față. Și o să iau burețelul și o să îl întind. Ceea ce îmi place foarte mult la fondul ăsta de ten e că se usucă destul de greu datorită faptului că are ceară în compoziție, ceea ce te lasă să lucrezi foarte mult cu el și ăsta e un lucru foarte bun. Before I even knew her name, like
spun că în bara de descriere aveți Instagram-ul și Facebook-ul meu. Și cam atât a fost cu acest video. Noi ne revedem data viitoare. Pa!